Ce simte fratele tău, salam? Azi dimineață telefonul mi-a sunat, mă. Și eu credeam că e tata meu. Oh, 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 oh. Mă luau cuvintele astea, fratele meu, toată inima mea. Dar m-am rugat la Dumnezeu și-a venit în visul meu. Au și mi-a spus cu voce tare, și mi-a spus cu voce tare: măi micle, vreau să-mi dai valoare, numai tu și Georgian, dați telefon la Sazam, casa câte pentru mine, și să nu uitați de mine, că v-am făcut numai bine. Să-ți micle fruntea sus, mă. Și să nu mă faci de râs, ți-am lăsat marea putere, ți-am lăsat marea putere, și să te mântrești mai nene. Oh, 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 oh
făcut loc supărarea. Supărarea a fost aici, că m-am copilat și că destul mai supărat, când taicuțul mi-ai luat, m-am mâncat supărarea, unde-o fi maicuța mea? Suntem pentru un mesaj important. E aproape un an de zile de când acest mare om, Dan Finuțu, în primul rând lipsește la copiii lui, în primul și în primul rând, și la nepoții lui. Cei care îi sunt prieteni vor simți ceea ce spune Florin Salam, că de fapt nu spune Florin Salam, ci spune cineva, numai Dumnezeu știe, dar spune prin vocea mea. Și spune așa: Miclea, Giane, copiii mei, spune Dan Finuțu, e trist ceea ce vedeți în ziua de azi, ceea ce simțiți după atâta fericire. E cel mai trist. Dar eu, dacă sus la Dumnezeu, dați-mi și mie de aici un pic de bucurie, cum și eu v-am dat nume mare și v-am lăsat cea mai mare bogăție și cea mai mare împărăție, care nimeni din România nu poate să aibă atât de ușor. Dați-mi și mie bucurie, dați-mi și mie o vorbă bună, dați-mi și mie o forță mare, că eu oricum sunt la Dumnezeu. Chemați oameni la mine în curte. Cei care mă iubesc cu adevărat vor înțelege că ea se bucură pentru voi dacă treceți de cazul ăsta mai ușor. Dați la oameni să bea și să mănânce cinstea mea. Și oricât ați fi de supărați, țineți fruntea sus, copiii mei, cum era tatăl vostru în toată România și mergea cu fruntea sus ca avea vecie. Miclea! Georgian, duceți-mi stea acum mai departe cum poate niciunul l-am dus. Oricât de bine l-am ținut eu, e o rugăminte, e un ordin. Țineți-mi stea acum mai departe, mai sus decât a fost. E o rugăminte, o dorință, un ordin. Mă iubesc, copiii mei, și oamenii care mă iubesc, le mulțumesc. Și cei care nu, să bea, să mănânce. Iar acum facem o paranteză grea și trecem la șefa mare, cum spune Florin Salam, care spune: Miclea, visul tău azi, după un an de zile, e trist, dar e împlinit.